sărbătoarea învierii este importantă pentru însuși faptul învierii. Se știe că Iisus Hristos a murit pe cruce, a fost îngropat în frământ și totuși a înviat. Pentru aceea este importantă învierea. A învia un mort nu este un lucru banal. E un lucru foarte important. Dar care este mai importantă sărbătoare a nașterii sau a învierii? Totuși, a nașterii este mai, că Iisus s-a născut. Dacă nu era născut, Iisus nu mai exista în istorie. De ce este important? Iisus a fost o persoană reală, născut om. Și faptul că a înviat, a înviat pentru că a fost născut. Și faptul că a fost născut e o realitate extraordinară. O zi când cineva care a fost mort a înviat și se comportă ca un om viu. Și de ce trebuie cinstită această zi? Cu deosebită atenție, ca pentru un om înviat. Pentru noi creștinii reprezintă viața. Viața însăși.